Bine ai venit pe canalul Planeta Veselă! Aici o să învățăm să desenăm și o să cântăm muzică cool, fresh, împreună cu prietenii mei. Și o să explorăm lumea din jurul nostru cu vlogul curioșilor! Hai să începem! Saluti, fruti! Scarlet, ce ai mâncat? Bine v-am găsit la un nou vlog de curiozități! Da, e super aici. Astăzi am răpit pe nava noastră un pompier! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu. Dar cum poate un copil să cheme un pompier? Este foarte simplu. Există un număr de urgență. 112. Cum face? Poate să sară? Da. Ia-l! Ia! Hai să ne uităm pe hublou în spate! Hai, n-a căzut, măcar văd și-o pe acolo monstru. Acum o să învățăm despre mocolotive! Sau mocolotive. Trenori! Saluti, frutii! Povesti! Saluti, frutii! Da? Deci hai să-ți arăt! Ia! Wow! Ce asta este un pahar? Și poți să faci și alte chestii mai mari? Da! Dar sau doar pahare? Voi mâncați gogoși? Sau stați în mașină cu gogoșile? Doar polițiștii americani, draga mea. Noi nu mâncăm gogoși și noi nu prea stăm în mașină. Noi suntem în mijlocul străzii, acolo unde se întâmplă lucrurile, ca să vă putem ajuta. Dai, mă, ciupi! Așa... Te-ai întors din vacanță? Da. Vai, ce culoare are blana ta? Scuză-mă, pielea ta. N-am blană, doamne, dar ce crezi, că sunt animal? Nu! Pielea ta are altă culoare. Asta seamnă bronzat. Uite, aici nu sunt bronzată și ucide. Mai bine facem o poză. Pentru că te cunosc de atâta timp și n-am o poză cu tine. Ce drăguț! You're so sweet! Ok, hai să facem un selfie! Hai! Pune telefonul în față acolo! Așa, hai! Ce te-am făcut? Ta-ta! Și încă una! Cum? Încă una cum te pup! Cât de frumoasă este poza! Trebuie să o postăm pe Facebook-ul Planeta Veselă! Planeta Veselă ușeu! Scarlet, dar eu am o curiozitate! Una, două! Ce? Am o curiozitate, Scarlet! Zi-mi! Hai! Vreau să mergi pe pământ să descoperim cum se fac fotografiile. Sau nu pe pământ. Photonogramix! Ce zici de Dimitrem pe Photonogramix? Sau Selfilitics? Nu! O să te trimit pe pământ! Da! Yeah! M-a țânțat ceva! Cred că un pișcar! Vreau să văd! Stai, că nu văd bine! Trebuie să-mi iau ceva mare! Atunci hai să chemăm un polițist! Răpim un polițist azi? Chiar! Hai să răpim un polițist pe nava noastră! Și să facem ciorbă din el! Deci sunt oameni răi, nu doar pe stradă, ci și pe internet? Răi, ca să-i facem pe oameni ciorbă! Ciorbă! Îi facem ciorbă sau pireu? Pireu! Piure! Piure! Uite o muscă vie! Da-ți-i. Musculiță!
Ai grijă că ajungi la noi în microscop! Tu nu ai cum să vezi musca cu lupa! Cum arată? Arată la cameră! Arată scârbos! Ok, asta o să fac pentru voi! Ok! Adică altfel nu ai mânca? Seamănă exact ca un, cum se zicea, ca un bleac. Da, mi-e somn. Și mie. Somn ușor. Ia să vedem acum pesca la poză. Nu mai mișca! A, ce tare, chiar n-a mișcat ca. Așa. Pac! Acum a intrat imaginea cu Sca. Ha, Sca e în interior. Gata? Și acum a băgat și Laurent mâna în camera obscură. A luat hârtia fotografică și iară se duce în partea aceea și o trece prin lichidele acelea două și o să vedeți poza la final. Și bineînțeles, trebuie să aștepți un pic. Se pune în apă, după care se pune la uscare. Ia uite, vezi? Aia făcea el de fapt în interior acolo. Wow, ce tare! Ia uite, până și pe ploaie funcționează asta! Wow, așa arată un negativ! Da, se face fotografii pe sticlă și vezi, e chiar format pentru se pun sticlă. Haha, poza pe sticlă! Cum a fost, Carle? Dacă vrei să știi, e cea mai tare Ronan, sau cum se chema? Laurent! Exact, este un francez! Hei, ce este alb? Și rimează cu 7. Lapte? Hei, cât de cald este afară! Aș fi eu. Și ce soare! Viață crudă! Noi avem nevoie de pizza, dar nu mai avem pizza. Avem nevoie de pizza! Hai să comandăm! Da, chiar! Scarlet, cea simpatică, care s-a asortat cu subiectul de azi, adică este urâtă! Cum a făcut trenul Ciu-Ciu? Are aici două butoane care acționează trompetele locomotivei. Apasă! Iuhuu! Cum face trenul? Apasă și pe cel de-al doilea. Chiar de tare e! Și acum apasă pe amândouă. Say what? Dacă avea trec la soare cușula! Camera e pornită? Microfoanele da. Se aude? Da, se aude! Cum îmi stă părul? Hai să începem! Hai odată ceea ce de greu! Muzica e gata? E gata! Hai în lumea noastră, de cântec și mărăstră, într-o aventură cu toții plecăm! Râmul cu surprize, e plin de noi prieteni, descoperim planeta, aici învățăm! 1, 1, 2! 1, 1, 2! 1, 1, 2! Ei, eu spun pe cap cu miere. Mierea este bună, albinuța zboară. Beț loptic. O curiozitate, dacă aveți, la noi pe canal o s-o vedeți. Aș mânca o pizza, nyam, nyam, nyam. Aș mânca o pizza, nyam, nyam, nyam. Aș mânca o pizza, nam, nam, nam. Acesta a fost episodul de azi. Am învățat despre fotografie. Cum se fac pozele? Bla, 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 bla. Am uitat versurile. Soricele pe câmpii, hai să le adunăm copii. Dacă mai vorbesc ceva cu voi, știți cum o să fiu? O
Ok, gata, că văd că cu fiecare emisiune tu vrei să vorbești tot mai mult. Și parcă eu eram Mumu Vorbărețu. Deci o să te acuma Vorbărețu, că băi, că gata, poți să vorbești, e rândul tău. Eu nu mai înțeleg nimic. Fructe cu gust de banană. Vrei să gusti? Față de roșie cu... Vrei să gusti? Noi cred că ne întrebăm câți ani ai? Eu? Băi, am 8 ani! Și bă, la portul și Mr. Șchetot? Mr. Șchetot este mult, mult mai bătrân! Mult! El are 8 ani jumate! Serios, nu e chiar mult! Nu e, dar știi cum? Jumătate de an parcă contează. Da. În acest episod vom face un top al celor mai urâți 10 pești pe care noi i-am găsit pe pământ. Iar la sfârșit o să vă arătăm cel mai urât pește pe care noi l-am ales din toți acești 10. Scarlet. Mă gândesc cum arată un uiac. Unii ar trebui să avem mult mai multe steluțe, dar nu ne ajunge umărul, nu-i destul de mare. Trenul și mocolotive. Locomotive, exact. În episodul de astăzi vom afla ce face un mecanic de locomotivă. Ok, păi acum e rândul meu să vorbesc. Ok, zi. Cred că el conduce, îi zice un oameni să poartă centurile. A-a. Deci, în primul rând, nu ai voie să umbli la priză, sub nicio formă. Na-a. Da? Nu aveți voie să vă jucați cu chibrită. Na-a. Da? Nu aveți voie să plecați la joacă afară, fără să scoateți telefonul din priză. Na-a. Păi suntem Scarlet și Alim. Mumu! Bună! Noi suntem cei mai curioși! Copil respectiv! Copil respectiv, soldat! Ce să facem? Bine v-am găsit la un nou vlog de curiozități. Ca mine. Că aveți exact haina la fel. Da. Numai că mie îmi lipsesc steluțele de pe umeri. Super. Dar stai, Petru, ce sunt alea? Steluțele reprezintă gradele noastre. Cu cât avem mai multe steluțe și sunt mai mari, cu atâta avem grade mai multe, dar avem și puțin mai mulți anișori, așa. Deci experiența este pusă pe umeri. Exact, exact. Cât de frumos! Wow! Cât de tare e! Oare este bun? Oare este acru? Cum e? Cum e? Ia. Ai putea să te lipești pe tavan? Ce-o pui pe picioare și te lipești de tavan? Și pe unde ar trebui să traversăm? Pe zebră. Pe zebră. Pe zebră! Sau pe la semafor. Pe la semafor. Pe la semafor. Roșu, verde, roșu, verde. Adică pe roșu trecem și pe verde stăm. Nu, sub nicio formă. A-a, invers. A-a. Pe verde traversăm, iar pe roșu stăm. Tu câte ai? Ono. Ono? Cum așa? Păi nu sunt o vacă. Ce-ai făcut? E stomacul meu! Scuză-mă, dar mi-e super foame! Nu-mi spune mâna la nas că nu am făcut nimic! Ok, ai tu un fruct ceva? Sincer, mi-e poftă de mango kivix! Ce-i aia? Mango kivix! Este un fruct ciudat de pe planeta Kekerekex! Și mă las singur! Dar unde pleci? În Turcia! În Turcia? Wow! Cât de frumos! Și tu plângi? De ce?
să-mi fie dor de tine. Oh, și mie, Scarlet. Mumu, vrei o paralie nouă? Da? Da, da. Ce idee ai? Păi ți-am cumpărat una, deci închid ochii. Oh, dai grea! Ce pălărie grea! Nu e o pălărie! Oh, e capacul de la vasul acesta mare! Dar oare cum ar arăta un șarpe cu cap de oaie? Sau cum ar arăta un cocoș cu picioare de câine? Suntem ca două felii de pâine într-un sandwich. Ok, dar de palma și pumnul ăștia alea. Opa! Da. Ok, apasă pe butonul magic. Bla 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 bla. Dance moving. Dance moving. Până data viitoare. Saluti, frati. Bine v-am găsit la un nou... Trebuie să beau puțin apă să mai bag. Vai, da, vai. Ok, apasă pe butonul magic. Ce faci acum? Te filmez. Mă filmezi. Ok, și filmările astea cum se fac? Păi da, nu sunt grele. Deloc. Păi nu sunt grele când apeși pe un buton, da. Cineva făcea butoanele astea, nu? Să funcționeze. Noi te-am luat pe nava noastră, dar te rog să-mi spui, nava ta de stins apă, cum este? Nava mea este de culoare roșie, are niște girofaruri și când plec la intervenție se aude Nino, 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 Nino. Iar în spate ce avem? Apă. Voi ce aveți aici în navă? Noi aici avem tot felul de cărți, de computere, de butoane. Genial! Genial! Ești gata? Ești pregătită? Da. Hai, apasă pe buton! Băi, ăștia beau ceai în loc de mâncare. Beau ceai dacă e cald afară, beau ceai dacă e frig afară, beau ceai dacă e dimineață, dacă e seară, beau non-stop ceai. Și mergi la ulahar. Stai puțin că stai. Hai, apasă pe buton să te trimitem pe pământ la un ulahar. Foarte greu cum să te doară puțin când te trimite. Deci teleportarea este un pic dureroasă? Mm. Am gândit oare ce e asta, un fruct? Asta e un fruct usucat. Usucat? Da. Uscat adică? Uscat. Păi, laptele poate să mai fie și de la alte animale, nu? Bee! Frucul pasiunii nu arată chiar un fruct pasiunii. Văd că nu curge! Dai gustă-l! La mine pizza este așa pătrată și înăuntru are rocă vulcanică, are bolovani, ouă de... și are găuri. Da, după ce o mănânci faci... Exact! Nu te poți abține! Eu nu pot să mănânc vulcan, pietre. Mă dor dinții de la ele. Se vede. Eu vreau cu aluat de rocă vulcanică și pietre. Ba da, asta îmi place mie să mănânc doar, știi? Ok, poți să comanzi tu, dar eu zic nu. Dar până atunci aș vrea să văd cum arată un fir de păr! Ce spui de ideea mea? Hai, rupeți un fir de păr! Prima dată, hai să aducă ceva de tăiat. 1, 2, 3 și... Scarlet, ai grijă pe ce apeși! Salut, inimioare, da!
Cum arată? Explică-mi! Arată ca așa, ca o sfoară. Da, ca o sfoară, ok. Coș și mă arată ca un lemn. Wow. Altă ciudățenie. Perfect. Știu cum se cheamă asta, fructul pasiunii. Seamănă la chibit fără păr. Mi se pare ca un carton. Scarlet? Da. Ai rămas șocată? Da! E dulce? Aha. Wow! Cred că e bună tare de tot. Dă-mi și mie! Am dat pe mine. Am dat pe tine! Pa! Cum adică vaca are 4 stomace? Cum arat? Drăguț! Hei, hei, mă auzi? Aaa, mamă! Salut, 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 te aud! Chiar acum mă uitam că ai trecut prin spate! Da, nu pot să cred! Ah, ce tare! Eu chiar ți-am făcut de la distanță cu mâna! Scarlet a plecat pe pământ să caute niște fructe ciudate și vreau să caut și tu câteva! Mamă, e singur! Ah, cred că acum e momentul să vii să stau cu tine acolo! Ah, la vorbă mică, ce zici? În plata-o? Nu, 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 rămâi acolo! Deocamdată am treabă! Salutare, curioșilor! Eu sunt Mister Știe Tot și mă bucur să vă cunosc pe toți! Și pe tine, 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 și pe toți! Meseria de pompier este o meserie de erou, într-adevăr! Copilași, nu uitați, nu vă jucați cu focul și cu curentul! În mașină când mergeți cu părinții, puneți-vă întotdeauna centura de siguranță! Pentru siguranța voastră și a părinților, întotdeauna ascultați de sfaturile noastre! Uuu, deci dacă aș înota și aș vedea un pește din ăsta, cred că aș învăța să zbor imediat din apă! Aaaa! De acolo se pornește trenul! Cu toată greutatea lui mare! Când se mișcă această manetuță, trenul se pune în mișcare! Și locomotiva trage toate vagoanele! Se pune în mișcare pistoanele! Fie marfa cât de grea, pietre, petrol sau chiar stea, bunici, copii sau bicicletă, toți călătoresc trași de locomotiva! Uite că dinți lungi are! Zici că are... Eu sunt peștele lung și am dinți ăștia în față. Tu știi ce este lutul? Da. Da? Și poți să-mi spui? Păi, este o plastelină. O plastelină. Hai, care se întărește. Ca pe o plastelină, să zicem, o plastelină normală. Și se întărește. O, super, super, mașină de pompier. Nino, 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 ce un incendiu, nicio problemă, vin pompierii. Închipuiesc că este singurul material pe care omul l-a descoperit care, dacă îl pui în foc, nu se distruge. Restul și lemnul, ai văzut că lemnul, dacă îl pui în foc, ce se întâmplă? Se distruge. Se distruge. Ai văzut? Apa, dacă o pui în foc, se evaporă, nu? Ei, lutul capătă trenicie prin foc. El devine doar atunci rezistent. Ei, lutul ăsta știi cum este format. Ai văzut că și pe marginea la râuri, chiar și la mare, apare așa ca un noroi fin. Da. Ei, lutul ăsta, ăla este. Noroiul ăla fin, care se tot depune straturi. Și încetul cu încetul devine un strat gros. Și sunt locuri în care îl găsim un vârf de deal, sunt locuri în care trebuie să săpăm după el, după care el se dă prin niște site mărunte și speciale și se curăță de toate pietricelele și devine, uite, așa ceva. Prrr, să bată toba! Iată deci, peștele, rechinul, spriduș! Uite-te-ne ce urât e! El trăiește în apele adânci din Japonia! El are culoarea roz roșcat pentru că în adâncul oceanului roșu pare negru, deci el devine invizibil. Tare, tare, dar e și tare urât! Tare urât, tare urât, tare urât! Are un pot alungit, neobișnuit, care scoate dinții ascuțiți de pradă în afara gurii. Aaaa! Dacă visezi unul din ăsta noaptea, o să ți-l amintești toată viața! Doamne ferește, ce experiment reușit! Vezi, aici seamănă cu niște bufnițe. Vezi? Așa, cu strâncene, da, și cu un pic de cioc, și cu un om, da.
Pentru daci, bufnița era simbolul înțelepciunii. Și atunci tot ce aveau ei mai de preț, care era pentru ei mierea de albine, puneau într-un vas de genul ăsta. Trăind în ape reci, acest pește nu este un bun înotător. Ha! Ia uzi, un pește care nu prea știe să nuate. Tehnica asta pe care o folosesc eu acum a fost inventată de tatăl meu. El a fost primul care a făcut asta. Tatăl meu, el s-a inspirat de niște statuete mici din civilizația cucuteni, care reprezentau tot felul de forme antropomorfe și zoomorfe. Știi ce înseamnă antropomorf și zoomorf? Nu. Antropomorful este fața și trupul uman. Zoomorf este fața și trupul animal. Chiar ai făcut repede o față. Da, și încă nu-i tot. De-abia acum vine partea interesantă. La mine de-aia îmi place și învăț tot mereu, pentru că eu tot mereu fac câte ceva din ce în ce mai interesant. Iar acum urmează un animal leneș. Dar fragut, fragut, fragut! Lorisul leneș. Pe cât e de frumos, pe atât e de leneș. Așa-i că-ți vine să le îmbrațe. Totuși, trebuie să ai grijă, pentru că are o mușcătură veninoasă. Apropo de mușcătură, în interiorul coatelor, el își adună tot veninul, iar mamele puiilor de loris, atunci când au copii, adică pui de loris, ele scot veninul ăla și le pune așa ca o păturică peste copilașii lor, că atunci dacă vine vreun prădător și vrea să mănânce, se nu poate să îi înghită, pentru că veninul îi protejează. Ce avem noi aici? Locul 1 deja? Ceva îmi spune că este cel mai fericit animal din lume! Cuoca, locul 1! Zici că e făcut să facă selfie-uri! Ia uite cum zâmbește! Este cam cât o pisică de mare și este foarte social și prietenos! Ei, nu știau dacă e urs sau pisică! Ce? Miau, miau, miau sau mor, mor, mor? Confuzia asta la un animal! Ursul panda roșu! Ursul pisică roșie, pentru că este cât o pisică de mare. De acolo și confuzia, nu știam dacă e urs sau pisică. Primul animal drăguț, drăguț, drăguț! Maimuța pigmeu. Este vorba despre cea mai mică maimuțică. Sau maimuțica de buzunar, sau maimuțica de cețel, cum mi se mai spune. Câte nume pentru maimuțică mică! Ea trăiește în Amazon și Madagascar și cântărește cam câte o ciocolată! Deși este așa de mică, ea poate sări 4 metri în lungime când vine vorba de mâncat! Adică, bine, nu numai atunci. Probabil și când nu vânează și poate sare. Pang, 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 sare așa ca o maimuțică. Dar când mănâncă, ea preferă insectele, fructele de pădure și coaja de copac! Dacă sunteți pe lângă unul, faceți un selfie cu el și trimiteți-mi și mie. Na, 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 na. Când mergi în Turcia, ceul sau cafeaua vă vor fi oferite ca semn de prietenie. Hei, prietene, ce faci? Haide încoace să-ți dau un ceai. Da, oriunde și în orice moment, înainte sau după orice masă. Dar cred că pe căldura asta cel mai bine ar merge un ice tea, baby. E pentru un spion. Aparat, breloc. Îl ai aparat de pus la chei. Cristor. Funcționează. Pui la ochi și apeși pe buton. Cic, cic. Wow, ia uite, o chestie gălbuie și ce e aia din mijloc? O cascadă oare? 3, 2, 1, este o banană! Culegem banane! La început, microscoapele se mai numeau ochelari pentru insecte. Pentru că numai insectele erau studiate cu el. Ia uzi, ochelari pentru insecte. Povestea ceaiului începe în China. Iuhu! Legenda spune că în urmă cu mulți ani, împăratul chinez pe nume Shen Nung, el stătea sub un copac care se numește Camellia sinensis. În timp ce un servitor de-a lui fierbea niște apă, în timp ce apa se fierbea, din copacul sub care stătea împăratul au căzut niște frunze exact în apa care fierbea. Cred că s-au dus așa frunzele ninja din Camellia sinensis. Nu au văzut când au căzut frunzele,
dar când au încercat băutura, au rămas efectiv mască! Ultima poză de la microscop este foarte colorată! Zici că e un covor sau... Haide să vă dau un indiciu! La începutul episodului, Mumu a fost vizitat de el! Cine e el? Da, el este pișcarul care l-a țânțat pe Mumu! El este țânțarul care l-a pișcat pe Mumu! Mi-a rămas în cap exact așa cum spunea Mumu! Și dacă sunteți curioși, să vedeți cum a fost pișcat de țânțar! Mumu, haideți să vă arăt tot la microscop o înțepătură de țânțar! Deci nu clipesc! Și am doi dinți de vampir și sunt îmbrăcat gros pentru că mi-e frig! Cine sunt eu? Haideți, ghiciți! Răspunsul vine în 3, 2, 3, 4, 5, 1! Este vorba de un vierme! Așa arată viermele la microscop! Deci alte 10 puncte pentru cei care au știut! Iată și polițistul ninja! Și acum putem să-l vedem în acțiune! Ha, ce, o mașină, hei, ce faci acolo? Ia stai, opriți, gata, jos, am venit noi, poliția! Ia uite și pe cei din spate cum vin... Hei, e ceva acasă? Afară, că nu mai ține vrăjeala! Gata, v-am prins! Polițiștii ninja, în acțiune! Oh, yeah, man, watch me, lion! Iar acum, yeah, man, mergem în Jamaica, man! Să vorbim despre fructul jamaican, ok? Oh, yes! Faza e că fructul acesta are 3 semințe în interior care sunt otrăvitoare! This is very dangerous! Sau în traducere liberă, este foarte dangerous! Următorul fruct este într-adevăr cel mai mare și așa de mare încât are un nume de om, Jack! Deci fructul Jack, așa se numește și poate cântări 35 de kilograme! Say what? E mai greu decât un sac plin cu cartofi! stați acum să vă spun despre gustul lui! Deci o altă mega combinațiune! Măr, ananas, mango și banane! Wow, zici că bei un smoothie foarte energetic! Energetic! Jackfruit este într-adevăr un fructălău! Să știți, e foarte greu să urcați scările de la locomotivă. Locomotivă! Dați like și apăsați pe... Clopoțea! Și dați like! Și... Și nu uitați, de pe planeta King Kirinkicks a fost Mama și de pe planeta Pământ a fost... Scarlet! Apăsați pe acest playlist ca să ascultați toată muzica Planeta Veselă! Planeta Veselă!